În felul acesta s-au creat condițiile pentru ca micii absolvenți să înceapă pregătirile pentru examenul de finalizare, informează Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Sigur că în fiecare an se pregătesc și culegerile de exerciții pentru examenul final, din care copiii pot ca să învețe și să se pregătească pentru examenul care îl va susține în luna iunie. Începând cu 15 ianuarie, adică cu prima zi de școală din semestru 2, ei deja au avut ocazia ca să cumpere aceste culegeri, adică au fost scoase în vânzare și le pot cumpăra la Prosvetni Pregled din Novi Sad, sau prin școală sau particular. Aceste culegeri sunt pregătite de Institutul de Evaluare a Învățământului în colaborare cu Prosvetni Pregled și, bineînțeles, cu Consiliul Național. Culegerile, fiecare culegere, atât pentru limba maternă, respectiv limba română, sau culegerea de matematică, sau pentru cel de-al treilea test, care conține materiile istorie, geografie, biologie, fizică și chimie. Fiecare culegere conține către 450 de întrebări față de anul trecut. În fiecare culegere sunt câte 150 de exerciții noi. Prețul nu este schimbat, este ca și în anii trecuți. Pentru cele trei culegere costă 670 de dinari sau pentru culegerea de limba română 300 de dinari, de matematică 190 și pentru testul combinat 180. În luna aprilie urmează adică copiii susțin un test probă la care va fi dat modelul de test din luna iunie și atunci vor putea ca să vadă cât au învățat și la ce nivel au ajuns. Este foarte important ca să fie concentrați în aprilie la aceste și să-l facă cât pot mai bine, pentru că aceste test le arată și lor unde au ajuns cu cunoștințele, dar și profesorilor le spune pe ce materie și pe ce parte de materie trebuie ca să mai lucreze cu copiii. În decursul anului trecut, Departamentul pentru Învățământ al Consiliului Român a reușit să rezolve cu succes mai multe probleme importante, precum problema diplomelor studenților români din Serbia care au terminat o facultate în România, detaliază coordonatoarea Departamentului Anișoara Țăran. Într-adevăr, Departamentul pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național în anul care l-am lăsat în urmă a avut foarte mult de lucru și suntem mulțumiți cu ceea ce am realizat. În primul rând, foarte mult am lucrat la legile care țin de învățământul în general de sistem, dar cu accentul, bineînțeles, pe învățământul minoritar, respectiv în limba română. Trebuie să spunem că, datorită Consiliilor Naționale și cu amandmanul de la Consiliul Român, în diplomele care studenților care au studiat în străinătate vor fi înscrise și titlurile în limba sârbă. Și nu numai aceasta, într-adevăr am fost foarte, foarte sugestiv și foarte multe cereri care au venit din partea Consiliilor în general și de la Consiliul Român au fost acceptate în legile privind învățământul. Nu suntem mulțumiți cu legile cum sunt care sunt în vigoare acum, dar în mare s-au acceptat și ideile noastre, adică cerințele minoritare.